E sărbătoare pentru românism și noi suntem la Românești. Primarul comunei Românești este antrenat într-o sumedenie de acțiuni. Ba mai vin și cetățenii pentru ajutoare, ba iată mai este un partener de afaceri, iar noi cădem, cum s-ar zice, cu presă, care înseamnă televiziune online, Radio Unison și respectiv Ziarul Meridian. Să aflăm informații despre activitatea primarului și nu numai, să participăm la acțiunile de la școală și, de ce nu, să ne simțim bine. Bine v-am găsit noi pe dumneavoastră. Bine ați venit la noi la Românești. Bucuroși de musafiri? Bucuroși, oricând suntem bucuroși când vine Oricum. cineva din Ce și înseamnă întreabă din Românești. astăzi comuna sau satul Românești? Astăzi, vorbim în 2014. Dacă ar fi să ne referim la acest eveniment de Nu astăzi, la, deocamdată începem cu câți oameni sunt în Românești, adică populația comunei. Românești este o comună situată la 30 de kilometri din municipiul Iași, în partea nordică a județului, la 9 km de orașul Poduiloaiei. Este compus din trei sate, Românești, Avântul, Surșoaia, și are o populație de aproximativ 1900 de locuitori. Numai atât. Atât. Deci e aproape de oraș, dar e, cum se spune, la marginea lumii, cumva. S-ar putea spune că nu chiar la marginea lumii, dar este situată între două zone de infrastructură ale județului Iași. De asta unii ne consideră că suntem un pic mai izolați. Este vorba de drumul european, la o distanță de 9 km de drumul european și la o distanță de 9 km de drumul județean care merge înspre Movileni, cu Movilen Armele și partea aia, Caprii, deci în zona cealaltă. Deci noi suntem cam departe de cam asfalt. și, exact, de partea de asfalt, între cele două. Plus aveți niște drumuri destul de proaste. Ca să nu Cred vă laudați cu ele. că, ca să nu mă laud, cred că sunt printre cele mai proaste din județ, chiar dacă suntem la 30 de kilometri de Iași. Din punct de vedere cultural, noi am sosit astăzi la dumneavoastră să urmărim o acțiune care chiar ne-a atras atenția. Este în plan național Ziua Culturii Române, anul de naștere și data nașterii lui Mihai Eminescu, iar la dumneavoastră, la școală și în comună, bănuiesc eu, deja aveți concursuri de literatură, aveți întâlniri cu scriitorii. Și am zis că venim și noi cu redacția ziarului Meridianul să ne întâlnim cu elevii, cu primarul, cu oameni care vor să audă despre scrie și despre cultură. V-ați pregătit în mod special pentru, hai să zicem, ziua asta a culturii locale, românești, ziua culturii Da. române. La noi această zi este sărbătorit de aproximativ 12 ani, cred că. De 12 ani se organizează concursuri, sunt invitați scriitori și alte persoane din domeniul culturii ale județului. Anul trecut, dacă nu mă înșel, a fost acum 2 ani și domnul Ionise Vitcu. A fost și Horia Zilier, au Exact, fost destul, Horia da. Zilier, adică oameni importanți ai culturii ieșenii. Așa ați veți avea de asemenea oameni importanți, Astăzi scriitori importanți. avem invitații, nu am discutat acum cu domnul director să văd, adică am discutat acum câteva zile, două zile, La nu am discutat, organizarea propriu-zisă, exact, da. Mobilizare. și dumnealui spunea că are mai mulți invitați, nu știe cine o să vină, adică din cei care i-au invitat nu știa exact cine o să vină, dar am înțeles astăzi că unul dintre cei mai importanți invitați este domnul Varujan Vosganian, domnul senator Varujan Vosganian, ca om de cultură, nu ca om Nu politic. cred că ajunge, dar vine Mihai Este venit, Batoguleni, am a înțeles. venit Este și a foarte ajuns. bine. Ne ducem să-l vedem Da, cu plăcere. da, da. Deci, domnule primar, e greu într-o comună ca Românește, repet, cu conotații patriotice, o comună care, nu știu câți țigani mai are acum, dar Nu. care era, cum să spună, cu români adevărați. De aia s-ar fi chemat și cu românești. Românești este un sat de rezești înființat de pe vremea lui Ștefan cel Mare, satul Românești. Și
Într-adevăr, acești răzieși au încercat să conserveze anumite obiceiuri și legat de cultură, aici avem și oameni care s-au implicat în aceste activități de-a lungul timpului. Am întrebări care țin de, cum să spun eu, biografia comunei. Am uitat să vă întreb, de câtă vreme sunteți primar? Din anul 2000 sunt la 4. Deci aveți ceva mandate. Da. Și asta înseamnă că ce s-a mișcat aici, s-a mișcat măcar cu știință, dacă nu sub acțiunea primarului, nu? Da, din 2000... N-am nevoie să-mi explicați cu drumurile, că am văzut cum e. Dar am nevoie să-mi spuneți dacă ați făcut niște pași către urbanizare, către asigurarea unor condiții mai normale astăzi. Mă gândesc la apă, canal... Da, suntem una din comunile care am depus proiecte cam pe toate programele de finanțare care au fost... Inclusiv la GAL, da. La GAL avem două proiecte depuse, unul în primăvară care am semnat contractul de finanțare cu APDRPO pentru achiziționarea unui utilaj, iar acum am depus un proiect în luna noiembrie, în sesiunea din luna noiembrie, pentru înființarea unui parc în Comuna Românești de 55.000 de euro. Dar, în general, noi am depus proiecte pe, mai mult pe partea de infrastructură care ne durea cel mai mult. Atât apă, canal, drumuri, școli și așa mai departe. Avem două școli noi, una în Românești, una în satul Ursoaia. Avem la Ursoaia, la Avântul, început o școală nouă care din 2007 nu a făcut nimic la ea, e la roșu, fără acoperiș. N-am mai primit fonduri să putem măcar să o acoperim și să înaintăm cu lucrările. La apă, suntem în fază de a finaliza aducțiunea de apă de la Timișești, deci de la podul Iloaie. Veniți cu apa din țeava comună. Din țeava de 1000 care alimentează Iașul la sursa Timișești. Asta înseamnă că nu veți avea stații de pompare sau costuri? Avem stații de pompare pe Henci. La calea ferată acolo să vedeți că sunt două stații de pompare. Una Ierbiceni, una Românești. Pentru dumneavoastră. Una pentru noi, una pentru Ierbiceni. Așa e la români. Se putea face un asemenea. Apă bună, de mult. Da, dar asta cred că mai durează cam aproximativ 3-4 luni de zile până să avem... El e finalizat, sistemul de aducțiune plus distribuția, mai are niște retușări plus partea electrică, racordul electric aici sunt probleme. Legat de drumul comunal, am depus proiect atât pe Sapard, unde n-am prins finanțare, noi și Heleșteniu, după aia am mai depus încă o dată pe fondurile structurale. Și am fost al 20 ceva pe țară în prima sesiune respins, după aia n-am mai reușit să facem punctaj, să putem intra la finanțare și a rămas drumul tot petruit. În 2000, legătura între sate era făcută cu drumuri de pământ, nu era în celelalte sate, nu era o piatră pusă pe străzile din comună. Deci acum, la ora actuală, nu este stradă din comună, din satele comune, să nu aibă piatră, să nu fie petruit, deci se poate circula, dar fără nicio bucată de asfalt. Cămin cultural. Avem un proiect depus pentru construirea cămin cultural, pentru că nu avem... Director aveți de cămin cultural? Dacă nu avem cămin cultural, deci nu avem cum să avem aveți? Bibliotecă, da. Dar nu este bibliotecă stabilă cu clădirea ei, adică o mutăm dintr-un loc în altul, dar funcționează. Și aici la primărie sunteți tare înghesuiți. Am început construirea unui sediu nou, este aproape finalizat, urmează, sperăm în primăvară să ne mutăm în sediu nou, în centrul satului. Aici funcționăm într-un spațiu impropriu, în apartament a fostului CAP. Dar văd că v-ați informatizat, aveți calculatoare, aveți imprimat, aveți cam ce vă sunt, trebuie. Din punctul ăsta de vedere, deci trebuie să funcționăm și avem cam tot ce sunt necesare, nu avem. Vă invit să-mi răspundeți la două întrebări oarecum delicate. Cea din tâi. Cum i-ați făcut pe oameni să vă voteze a treia, a patra oară cu 65%? Care a fost cheia, ca să zic așa? În primul rând, eu am mai discutat problemele astea și cu... Aș vrea sintetic. Să știți că lucrurile s-au și mișcat în această comună, am văzut cum a fost.
Pentru unii, dacă nu au asfalt, spune că nu s-a făcut nimic, dar da, lucrul s-a făcut foarte mult. S-a schimbat mult fața comunei, în bine. Asta ar fi unul din motivii, deci atât realizările care sunt, plus cred că cel mai mult a contat relaționarea cu electoratul, cu oamenii din comună. Inclusiv în editorialul de mâine vorbesc despre rolul educativ al instituției primarului. Zic eu în editorialele mele că acum rețeaua națională de educație este televiziunea, crâșma, școala și ar trebui să fie și primarul. E rețeaua națională de educație. De ce primarul? Dumneavoastră, de ce credeți că sunteți, să zicem, model? Sau puteți fi model? Că aici, până la urmă, se zbate întrebarea noastră. Primarul poate fi model cultural, model de comportament, model în comună. Cred că primarul trebuie să dea tonul într-o comună. Și, într-adevăr, v-am spus și mai înainte, cred că relaționarea cu oamenii contează cel mai mult în activitatea unui primar. Pentru că poți să faci și aeroport în comuna ta dacă vorbești urât cu oamenii și îi respingi și nu încerci să rezolvi problemele, atunci, oricum, asta se contabilizează, iar la alegeri oricum puteți vorbi de afecțiune pentru oamenii pe care îi îndrumați, îi conduceți. Afecțiunea dumneavoastră nu a lor. A lor e clar, au votat. Dar dumneavoastră, ca atare. Este normal atâta timp cât ești ales, cât vezi că oamenii au încredere în tine. Este normal să fie afectat de aceste lucruri, mai ales că eu, cum să vă spun, sunteți din localitate? Exact, eu sunt din comună, sunt într-un sat, component al comunii, locuiesc în comună și am locuit întotdeauna în comună. Am și o afacere aici, asta, familia... Întrebarea lucrat. Următoare era, da, sunteți model de... Eu sunt inginer agronom de profesie, deci am lucrat, am avut asociații imediat după ce am terminat facultatea în 94, după aia am lucrat prin direcția agricolă la Camera Agricolă, am lucrat la Agromec Movileni aproximativ 3 ani de zile. După aceea mi-am... Acum cât pământ aveți în arenă? 200 de hectare. Cât le dați la oameni la hectare? Între 600 și 800 de kilograme. Aveți producție așa de bună? Producția de la un an la altul a crescut, pentru că eu am luat niște terenuri care au fost, mare majoritatea terenurilor au fost părloage și o trebuie să le creștem potențial. Deci oamenii pot să vă ia ca model de om gospodar? Pe da, asta, da, eu cred că da, pentru că v-am zis că am, pe lângă leacă de asociație, am de aproximativ 10 ani, în jur de 40-50 de capete de bovini în curte, că le mulțesc, chiar le mai reduc, pentru că și lucrăm. Soția merge la piață, deci nu ca orice om din comună, deci nu-i o rușine. Am vrut să vă pun o întrebare la care să și râdeți. Vă bate soția? Niciodată. De ce nu bate? Că oamenii își mai bat neveste. Cum să vă spun, eu cu soția mea am fost colegi de clasă din clasa 5-a și colegi de bancă. Mamă, ce v-ați bătut apoi, da? Am fost colegi de bancă și vă dați seama, din clasa 5-a până acum, cred că am... Aș putea spune că am format un cuplu, chiar, de atunci. No, mi-am închipuit, eu v-am pus întrebare, dar mi-am închipuit că și doamna e foarte muncitoare. Câți copii are? Exact. Două fete. Deci, doamna foarte muncitoare și sigur că și încordări în familie, că sunt o grămadă. Dar nu cu bătaie, nu? Sunt foarte rare, pentru că... Așa se explică de ce îi gândiți că omul ne-a face. În primul rând, eu nu sunt bețiv, când mai bei, când mai întrești măsura, te duci acasă și se pare că femeia... Eu, în general, sunt mai cumpătat la capitolul alcool. Nu le aveți cu băutură? Le am, dar la limită, nu... Da, eu vă încurc acum dacă vă întreb când v-ați îmbătat ultima dată. Nu vă pot spune. A fost ieri, la altă ieri, nu? Nu, dar de la Sfântul Ioan nici n-am mai gustat alcool. Da, deci, domnul primar, am luat-o și pe partea umană a existenței dumneavoastră, dar să o luăm pe partea absolut, hai să zicem, care ne interesează astăzi, culturală. Dom'le,
Eu am fost zilele astea, am filmat la o grămadă de festivaluri ale obiceiurilor de anul nou. Voi aici la Românești ce ați făcut? Anul trecut v-am filmat la Iași, la festivalul obiceiurilor. Românești, noi nu am făcut încă ziua comunii, pentru că nu am avut sediu de primărie, sediul de primărie a fost în construcție. Avem o bază sportivă nouă care am finalizat-o acum în toamnă și sperăm la anul să facem și ziua comunii. Și aici vreau, adică am făcut o paranteză, pentru că vreau să organizez la un nivel mai ridicat și sărbătorile de anul nou. Pentru deci că, acum ați avut sau nu ați avut în 2003 deci, și 2014? Deci Românești, aici vreau să ajung, vreau să vă spun la Românești cam cum se păstrează, mai ales în satul Românești, așa, nu în celelalte două sate. Cred că sunt obiceiurile printre puținele comune din județ care le păstrează. Eu discutam cu colegii mei de la Movilen și din alte cândva colegi. Cândva aici mari. Am filmat vestitul cal țigănesc. Mai iese asta? Cred că l-ați filmat la Ursoaia sau la Vântul, pentru că acolo se păstrează calul țigănesc, într-adevăr. Este. Dar la Românești, în satul Românești, în ajunul anului nou, pe 31, la amiază se adună tot satul, deci bătrânii. Câte formații ați avut anul ăsta? Șapte a fost, nu? Uite cum ne suflă viceprimarul, bine faceți da. Că, așa, dom'le, multe înainte. Aici vreau să vă spun că de asta vreau să organizez și la anul poate să apărem și pe o pagină de internet. Cred că este capra unică în zona Iașului, modul cum se bate capra și obiceiul care este în general la sărbători. La noi, de exemplu, toată lumea se adună în sat pe 31, se servește cu un pahar de vin sau de țuic, așa, formațiile fac obiceiul, așa, primarul dă autorizație, mai exact. Un pol de parare așa. După care... Răspundeți-mi la întrebare. Le dați bani la asta? Da. Sau numai ei vă plătesc taxe dumneavoastră? Nu, dar nu plătesc taxa. Nu plătesc. Deci nu plătesc. Numai liberăm autorizația. Da. Atunci, ei, la rândul lor, cetele, au și ei un pahar de vin sau de țuică și servesc deci, cetățenii care se aduc 200-300 de oameni. Nu, nu-i sărbătoarea satului. Așa sunt cetățenii. Deci pe 31 toată lumea, tot se pare de satului. De câte vreme e așa ceva? Eu de când sunt primar din 2000 așa, și înainte, probabil că sunt de zeci de ani să transmite lucrul ăsta. Și dar după aia era la popă, nu era la primărie. Nu știm noi de când știm. Deci, cred că de când spun și colegii. Sau deci primarul de când e lângă dumneavoastră? E la al doilea mandat. La al doilea mandat. Deci domnul primar, domnul Adrian Ciobotaru, Ciobanu. Domnul Adrian Ciobanu, un primar vechi. Un primar care mai are grijă și de cultură, ba chiar se și implică, dacă ziceți că faceți asta, e clar că vă implicați. Nu e în obligația dumneavoastră să vă implicați. De ce vă implicați? Vedeți, noastră, sunt lucruri care țin de suflet. Exact. Adică nu putem, mai ales ce o ținut de școală, de educație, chiar de cultură. Noi am colaborat foarte bine cu directorul școlii, care dumnealui a fost pionul principal. El le organizează, el e cu sămânța, el le pornește. Da. Și noi totdeauna l-am sprijinit în aceste acțiuni. Trebuie să știți că un reporter ca mine nu se oprește. Noi am promis că facem 5 minute, dar avem 15 pe puțin. 18. Puteți să mă mai întrebați. Eu vă pot singur ca oricât ați dumneavoastră. Că dacă vă întreb cât au sărăcit țăranii acum, ar trebui să-mi spuneți, de ce au sărăcit? Păi am trecut, au scos 1000 de kg de popșoi la hectar și au luat 1000 de lei. Anul ăsta au scos 1500 și au luat 750. Exact. Au sărăcit sau nu? Au sărăcit. Și de anul ăsta au mai plătit și impozitele astea care s-au pus mai atât pe la animale cât și la... Și acum răspundeți-mi, se poate trăi în agricultură, că sunteți și arendatori, nu? Arendași? Se poate trăi, dar să știți că este greu. Este greu ca să poți să și noiești parcul cu utilaje, să ai niște utilaje noi sau de performant. Și acum, sunteți om al locului, sunteți agronom, sunteți primar. Întrebarea
la care e greu să-mi răspundeți. Domnule, ce ar trebui să facem ca agricultura să asigure nu numai subzistența, și aia în anumite condiții, să fie profitabilă? Puteți să-mi spuneți ceva direct și personal? Da, cred că, în primul rând, părerea mea este ca guvernul să dea aceste subvenții, să le dea la timp, să facă un calendar de plată, nu să le dea anul ăsta într-o dată, la anul într-o altă dată, ca să noi să știm ce bază avem. Aceste subvenții să le mai mărească cât de cât, pentru că... Pe mine nu mă puteți dribla. Dacă aveți o idee de genul ăsta, domnule, în afară de subvenții, mai trebuie ceva. Și anume, îmi trebuie utilaje, că ați deschis discuția, și alea subvenționate. Poți le plătesc într-o sută de ani, poți le plătesc în producția nu știu de care, dar să le pot lua. Doi, îmi trebuie ceva organizatoric. Cum? Și trei, îmi trebuie fonduri. Obligator, fonduri. Păi, că atunci te lași numai pe întreprinzătorul cu tare, care poate și el cât poate. Și dacă tot sărăcește de la an de an, unde se mai poate? Cam asta ar fi problema, știți? Sigur că eu vă provoc la o discuție și pentru viitor. Asta nu m-am deschis-o. Când mai venim la dumneavoastră, nu vă temeți. Nu scăpați și nu scăpăm de dumneavoastră. Domnule primar, la început de an 2014, echipa noastră de la Meridianu, adică profesor dr. Marin, cel care am tot întrebat, și Val Andrescu, v-au vizitat după ani și ani. Vă doresc la mulți ani, că iată rimează. La mulți ani dumneavoastră, a lor dumneavoastră și celor din primărie. Și comunii, nu? Și oamenilor. Mulțumim mult. La mulți ani și dumneavoastră. La mulți ani cu sănătate.